Ești o persoană tacticoasă, ușor adaptabilă, vei face tot ce depinde de tine pentru a evita certuri și dispute. Cu farmecul și abilitatea de a te adapta, vei deveni sufletul în orice companie, dacă îți satisface obiectivele. Sensibilitatea intelectuală și emoțională față de nevoile altora te ajută să faci față schimbărilor de viață. Cu înțelegerea de care dai dovadă, poți ajunge la oameni să-i ajuți să se simtă ca o singură familie. Viața ta constă dintr-o serie nesfârșită de suișuri și coborâșuri. Aceasta se referă la sfera vieții familiale, profesionale și emoționale, precum și la visele și hobby-urile tale. Suișurile și coborâșurile pentru tine sunt la fel de naturale precum schimbarea anotimpurilor în natură. Pentru a înțelege personalitatea ta, este necesar să fii observată în dinamică, deoarece trecerea de la un stadiu la altul este un proces destul de tipic pentru tine. În general, nu ești atrasă de urcușuri și coborâșuri ca atare, nu de succes sau eșec, ci procesul de mișcare în sine. Astfel, nu starea actuală este importantă pentru tine, dar viitorul. Ești foarte activă, aproape deloc statică. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: conștiință, compasiune, dedicație în protejarea celor dragi, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a te abate de la emoții și pentru natura ta blândă. Nu-ți plac certurile și conflictele, așa că încerci să fii cât mai diplomată posibil pentru a le evita. Această abordare, împreună cu farmecul natural, te ajută să fii sufletul companiei în orice grup social. Ești foarte deschisă și foarte interesată de sentimentele altora. Tu găsești rapid abordarea oricărei persoane care este aproape de tine. Din acest motiv, există întotdeauna mulți admiratori în jurul tău, dar și cei care sunt gata să-și împărtășească emoțiile cu tine. Calmul intern combinat cu activitatea externă și dinamismul te ajută să fii logică și să iei decizii corecte în orice situație. Mai mult, în orice activitate, ești interesată nu numai de rezultatele finale, ci și de procesul de realizare a acestora. Cu tine este foarte comod să se pună în aplicare orice proiecte. Tu reușești să găsești stabilitate și pace în dinamică.
Se pare că încerci să demonstrezi că inima unui uragan este cel mai liniștit punct de pe planetă. Deși posezi de fapt această pace interioară, ar trebui să te ferești de stagnare și de satisfacție. Cel mai mare risc din acest punct de vedere este bunăstarea financiară sau statutul social ridicat. Este posibil să dobândești noi obiective demne, cu condiția să menții echilibrul obținut, să nu fie amenințată cu degradarea. Cei care s-a întâmplat să se afle într-o relație mai mult sau mai puțin strânsă cu tine, așteaptă de la tine un parteneriat de încredere și fiabilitate. Cu toate acestea, ei ar trebui să fie răbdători. Destul de ciudat, dar tu poți fi dezamăgită și nemulțumită chiar și după ce ai obținut un succes vizibil. Poate că începi să pierzi dinamica care precedă victoria. Cu toate acestea, succesul este plin de pericole asociate cu satisfacție și sațietate. În plus, dorința ta eternă de a lupta nu este clară, poate că nu vrei să participi la ea când fericirea a fost deja câștigată. Cu toate acestea, nu ești niciodată mulțumită de mediocritate. Și pentru tot restul vieții tale de zi cu zi, ai nevoie pur și simplu de o provocare și de o luptă. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești feminină, afectivă, emoțională. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 20 iulie soarta ta? Oricine dorește să aibă un prieten foarte cinstit și decent, îl poate găsi în tine. Pentru tine, viața este ca o zebră solidă. După o etapă de succes vine o serie de ghinion. Acest lucru trebuie pregătit încă din copilărie. Și mă refer atât la viața profesională, cât și la cea personală. Te distingi prin încăpățânarea, activitatea și intenția ta. Viața ta fierbe ca un vulcan. Poți obține un succes bun în sfera politică sau administrativă. Te mai distingi prin capacitatea de a gândi ceva cu câțiva pași înainte, dar această gândire strategică nu-ți permite să te bucuri de plăcerile pământești obișnuite. Chiar și după ce ai obținut un succes, poți rămâne nemulțumită. În exterior, se pare că ești emoțională, dar de fapt ești destul de liniștită în interior, deși ai tendința să fii nerăbdătoare. După ce ai atins un anumit nivel, nu te vei opri, ci vei căuta noi înălțimi. Cei care decid să se conecteze cu soarta ta, ar trebui să fie pregătiți pentru faptul că în mod constant ceva se va rupe. Cei apropiați, uneori, trebuie să oprească luptătoarea neînfricată pentru a lăsa un anumit nivel de bunăstare și bogăție materială. În caz contrar, există un mare risc de a pierde totul. Și acesta este un risc imens pentru familie. Dacă din anumite motive nu-ți poți permite să-ți desfășori activitatea, poți deveni leneșă, zadarnică și chiar mândră de acest lucru. În această stare, devii și mai insuportabilă. Cel mai bine este ca partenerul ales de tine să te sprijine și să-ți permite să creezi o atmosferă care nu împiedică lupta eternă. Ținând seama de viața ta dinamică, din exterior poți părea carieristă pedepsită pentru mândria ta prin cădări, dar de fapt, este doar o dorință de a fi înălțată. Dacă este nevoie să fie oferit ajutor sau sprijin unor persoane, vei merge cu siguranță. Acest lucru cauzează simpatia în sexul opus, prin urmare participarea ta este adesea confundată cu dragoste. Ești foarte afectuoasă și delicată. Îți place să-ți arăți trăsăturile feminine nu numai în imaginea exterioară, ci și în relații. Culoarea purpurie și nuanțele sale sunt foarte potrivite pentru îmbrăcăminte și accesorii. Acest lucru îți va da forță suplimentară în împlinirea visului. Dragoste și compatibilitate. Acordă atenție impresiei pe care o faci asupra altora, deoarece dorești să câștigi iubirea și respectul celorlalți. Grijulie, pasională și generoasă, depui eforturi pentru fiabilitatea și stabilitatea unei uniuni de familie și o viață relaxată în casă.
Dragostea o dorește adevărată, pură, astfel încât să poți spune, mă uit într-o singură direcție. Tu nu ești în stare să intri într-o dispută și chiar într-o situație în care ești provocată să argumentezi, vei prefera să fii de acord. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. În mod surprinzător, te simți de multe ori goală și frustrată după ce îți atingi scopul. Acest lucru se datorează faptului că, după o perioadă de luare a deciziilor active, îți lipsește în mod evident dinamica. Dar numai până când îți stabilești un nou obiectiv, alții te percep ca un om de succes care se îndreaptă cu încredere pe scara carierei. Te poți manifesta în activitatea administrativă, în politică, ai abilități organizaționale excelente, vei putea să-ți creezi propria afacere, ceea ce îți va aduce un venit bun. Sănătate și boli. Ar trebui să ai grijă pentru a preveni deteriorarea fizică a corpului. Foarte des, nu recunoști limitările fizice și te supui sarcinilor excesive, ceea ce duce în cele din urmă la boli cronice sau leziuni grave. În acest sens, sfatul prietenilor apropiați și al medicilor cu experiență este foarte important. Dacă nu faci parte dintre sportivii profesioniști, exercițiile trebuie să fie limitate la un volum moderat. Ar trebui să fii îngrijorată de dependența de alcool și de droguri, deoarece suișurile și coborâșurile provocate de substanțele chimice te pot fascina. Este de dorit să diversifici cât mai mult posibil dieta pentru a evita ispite excesive. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură neînfricată, hotărâtă și intenționată, cu un caracter independent. Ești bună și prietenoasă, nu ai nevoie să ceri ajutor, întotdeauna îi vei ajuta pe cei aflați în dificultate. Ești o prietenă de încredere, un bun partener, nu vei eșua și nu vei trăda. Sfaturi pentru tine. Nu-ți permite excese, indiferent de sfera vieții. Găsește satisfacție nu în stimulentele chimice, ci în recunoașterea și admirația celor din jurul tău, apoi te așteaptă o viață plină de evenimente, care îți va aduce multe emoții pozitive. Nu te bloca într-un compromis, indiferent cât de confortabil este. Păstrează-ți luciditatea și ascultă-ți vocea interioară. Cultivă-ți simțul calmului și rămâi așa. În cazul în care nu îndrăznești să îndrăznești, încearcă să fii fericită cu ceea ce ai. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame,
Antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.